Bun găsit, prieteni, o nouă ediție Sfere de Interes pe Canal 33 și pe YouTube. Invitata mea din seara aceasta este doamna Nadia Darie, președinta Clubului Basarabencelor din România. Bună seara și bine ați venit la Sfere de Interes. Bună, Andrei, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că Republica Moldova, basarabenii care sunt în România, prezintă interes și uite, e un context în care să vorbim mai mult. Mai ales cu ocazia zilei orașului Chișinău și la mulți ani orașului Chișinău. Mulțumesc, i-am dedicat vreo 15 ani din viață cât am trăit acolo. Așa că a fost o experiență și este în continuare foarte frumoasă. Plecăm, îl vedem, îl vizităm, ne leagă multe de ele, primele afaceri, primele joburi pe care le-am avut, așa că, da, la un oraș ani. Drag. Drag, exact. Clubul Basarabencilor. Cum a luat ființă și când a luat ființă? Suntem trei fondatoare, da. Toate basarabence și cu ani diferiți de aflare, da, în România. Rusanda Davideanu, pe care o salutăm. Și ea vă salută cu drag. Are amintiri frumoase legate de Canal 33. Ea fiind de 18 ani în România, Svetlana Matvievici, de vreo 5-6. Și eu venisem, acum am 3 ani, cumva s-au aliniat stelele, așa că ne-am adunat la un ceai, pentru că basarabencele nu prea beau cafea. Ceai. Și am zis, hai să le strângem, că suntem foarte mulți basarabeni în România și afară de o organizație studențească, de altfel foarte solidă, nu mai prea există opțiuni în care basarabenii care sunt aici să se întâlnească ulterior, să aibă motive de conlucrare, decât din astea, personale, cu ce te mai cunoști. Da. Am zis, hai să-i unim, și în special pe basarabence, pentru că pe filiera bărbaților exista deja o organizație fondată la Brașov, Clubul Oamenilor de Afaceri din Basarabia, cu care suntem parteneri și conlucrăm foarte bine. Ei, și uite, am pornit așa într-o doară, hai să le adunăm înainte de Crăciun, la un ceai, exact. Ne-am adunat tot la basarabeni de-ai noștri, cam așa am pornit cu scopul de a îi aduna pe cei de aici, dar și de a-i uni cu românii din toată România, din București cu predilecție, pentru că de aici am pornit, ca să conlucreze, ca să schimbe păreri, ca să facă business-uri împreună, ca să schimbe motivații și tot așa. Și uite că avem deja aproape 2 ani în care facem evenimente de creștere, în care doamnele învață, evenimente de conectare, în care crește comunitatea și schimbăm energii și experiențe între noi, și galele unde premiem antreprenorii. Aveți și gale. Da, okay. Da, da. Când are loc gala? În decembrie, bineînțeles, la început de decembrie premiem antreprenorii și afacerile pornite din Republica Moldova și aduse, desfășurate cu ani buni și cu succese frumoase aici în România. Crezi că e un mediu propice pentru antreprenoarele din Basarabia să facă business în România? Categoric. Să dezvolte business. De când suntem în România și am venit tot pe partea de business, cumva ghidați de simțul ăsta al apartenenței, unde să ne ducem, unde sunt tot de-ai noștri cumva și parcă ne primesc mai cald și mai bine, adică în România. Peste tot aud, sunt oameni de încredere, sunt oameni harnici. Talentați. Așa sunt și basarabencele, mulțumim. Da. Și talentate, și harnici cu toții, da. Și parcă dorind să se manifeste foarte mult, să demonstreze că se poate, dar nu doar se poate, se poate calitativ, bine organizat, pus la punct și, de ce nu, și cu strălucirea aia care să umple paharul, dacă putem spune așa, în cel mai frumos sens al cuvântului. Cum ai găsit mediul de business din România și arhitectura asta legislativă? Încurajează IMM-urile? Foarte dinamic, anume către IMM-uri am venit și cu afacerea pe care o aducem de la Chișinău aici în România deja
al treilea an în toate procesele de licențiere, pentru că e o activitate care a necesitat licențiere, astfel că, da, am trecut prin toate dosarele cu șină și fără șină, prin toate dischete? Procesele. Ai prins dischetele? Sau? Le-am prins, dar nu în afacere, cu cea mai mare părere de bine, dacă pot să zic așa. În toate, dacă îmi este permis să spun, România e fratele mai mare la toate capitolele și la birocrație cu excelență. Cu ce diferă, să spunem, mediul de afaceri din România de cel din Republica Moldova? Ziceam că este mai dinamic. În primul rând, este mult mai mare și mai concurențial. Deci, această concurență acerbă cumva naște profesionalism mai bine, mai mult, mai calitativ, mai repede, de ce nu, mai în pas cu tehnologiile. Ori în pas cu tehnologiile puteam fi și suntem în continuare și la Chișinău. Republica Moldova a fost și pentru noi domeniul de fintech, acolo suntem cu afacerea. A fost și este un tărâm foarte propice de a testa, de a implementa idei care, uite, doar e o strălucire, de ce ar fi să fie așa, ce ar fi să fie mai repede, ce ar fi să fie un buton care să dea un rezultat exact peste X secunde și nu peste jumătate de minut. E prea mult să aștepte clientul jumătate de minut. Ei bine, Republica Moldova a fost și rămâne, repet, un tărâm foarte propice să testăm totul, ca apoi tot ceea ce am dezvoltat pe partea de tech, pentru că spuneam că suntem în domeniul ăsta, să aducem în România, să aducem în Uniunea Europeană, pentru că licența pe care o avem de la Autoritatea de Supraveghere Financiară este o licență europeană și se poate extinde pe oricare dintre țările membre ale Uniunii Europene, să putem aduce și să spunem, da, noi am validat deja, știm că funcționează, mergem sigur înainte și ajutăm mediul de afaceri micro și mic să crească. Fintech, ai spus, în industria fintech, cu ce se ocupă business-ul? Crowdlending, mai exact, este o platformă de investiții și creditare pentru mediul de afaceri mic și micro la început. Crowdlending fiind o sferă a crowdfunding-ului, da? Doar că e bazat pe împrumuturi. De cealaltă parte, comunitate de investitori, care pot fi oameni simpli, persoane fizice sau companii, pot investi și obține o dobândă din investițiile pe care le fac, noi fiind doar mijlocitorul, platforma tehnică pe care se întâmplă că vin banii și pleacă către cei care au nevoie de ei. Da, e foarte interesant că a luat naștere în Republica Moldova această idee, de fapt, nu? Da, da. Și apoi tranziția către România. E un model până la urmă. Da, e un model pe care, apropo, țările Baltice, de exemplu, sau Marea Britanie, da. Italia, cred că mai sunt platforme de acest gen, dar și Statele Unite l-au implementat de ani de zile. Este un sistem care funcționează și care, într-adevăr, e un driver foarte bun pentru economia mică să crească. IMM-urile sunt alea care au nevoia cea mai mare și, apropo, bazinul cel mai mare al economiei, tot ele îl constituie. Astfel că, da, nevoia de acolo și nevoia de finanțare este, ea fiind și complementară pentru foarte multe granturi sau fonduri europene care sunt. Vine fondul și vin banii, dar ei trebuie susținuți și din partea companiei sau afacerii cu ceva propriu. Ei bine, acel propriu, acea contribuție proprie uneori lipsește antreprenorilor și iată, venim să-i ajutăm în acest sens. Apropo de fonduri europene, crezi că apartenența României la Uniunea Europeană a imprimat, să spunem, o oarecare dinamică pentru antreprenori și în special pentru femeile antreprenori? Cu siguranță, le-a încurajat mai mult. Spre deosebire de România, dacă vorbim de femeile antreprenori și de prezența femeilor în mediul decizional, politic, Republica Moldova a implementat acea cotă de gen pe care trebuie neapărat să o aibă partidele politice în Parlament și în felul ăsta a susținut
și mai mult implicarea femeilor în procese decizionale. Exemplu cel mai bun este doamna președintă Maia da, Sandu. Da, exact, într-adevăr. Da. Și asta le-a încurajat și pe femei. Plus există organizații, bineînțeles asociații care propulsează femeile, care le aduc partea de instruire, exemple elocvente din toată Europa, le deschid spre conferințe de business la care pot să aibă acces, le dau instrumente prin care să le faciliteze și da, a crescut foarte mult. O văd prin generația mea de femei care ne știam din studenție cumva și ne vedem peste ani, wow, ai o afacere, ai două, ai trei domenii în care te-ai implicat incredibil de mult, a ajutat și mă bucur că și mai mare deschidere există pentru anii ce vin, pentru perioada care abia urmează. Și în România și în Republica Moldova. Deci pe ambele maluri. Pe ambele maluri. Apropo de ambele maluri, cum arată conversația, dialogul cu autoritățile din Republica Moldova și cu cele din România? Aveți la nivelul clubului astfel de interacțiuni? Da, și e foarte important că în toate demersurile pe care le avem ne susține Ambasada Republicii Moldova aici. De la bun început a fost alături de noi consulatele din orașe, acolo unde există reprezentanțe onorifice, la fel se implică în susținerea antreprenorilor, aceștia fiind cheia. Deci nu contează anvergura lor sau mărimea business-ului că l-aduc din Republica Moldova sau fac doar poate niște legături, există această punte și e una foarte strânsă, există toate acordurile care s-au semnat între țări și atunci când mai apare câte un respectabil domn birocrat care să ne amintească că e mai nevoie de încă o procură, nu știu unde, avizată sau apostilată, îi amintim de tot ce s-a semnat. Să știi că am remarcat că ai spus domn birocrat și nu doamnă birocrat. Da? Sigur. Mai există și doamne, de altfel. Da, 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 să glumim acum. Altfel, da. De asta suntem noi, Clubul Basarabencelor, dar și ți-am zis că există și o organizație cu predilecție în care sunt mai mulți domni. Coab, da, și colaborăm foarte bine între noi. Astfel ca ceea ce a aflat sau drumul pe care l-a parcurs unul dintre business-uri să poată fi transmis, replicat și altor antreprenori după necesitate, după nevoie. Iar asta e cel mai important, să ne ajutăm categoric între noi. Pentru ce au apetit doamnele antreprenori din Basarabia? Pentru ce domenii? Păi, cred că ai auzit că sunt cele mai bune în sfera de beauty. Da. Dar avem reprezentante peste tot. Cea mai mare confederație de femei antreprenoare, CONAF, a fost, cred că, 5 sau 7 ani condusă de o basarabeancă. Asta spune foarte multe despre noi. Sunt în toate domeniile. Avem doctorițe extraordinare care de peste tot din România vin, inclusiv la evenimentele noastre. Sunt chiar copleșită că vin, fac drum de la Târgoviște sau de la Brașov, doar pentru a se întâlni cu conaționalele lor. Asta e cel mai frumos, după părerea mea. În industria de frumusețe sunt foarte multe, precum ziceam, dar avem și avocate, avem în construcții, în industria IT, peste tot. Nu știu să-ți spun un domeniu care e mai reprezentativ. Am văzut și în industria comunicării, în consultanță. Da, sunt, da, da, exact, da. Exact. Și jurnaliste. Da, și jurnaliste. Exact. Unde aveți reprezentanțe? Peste tot în România sau cum sunteți organizate? Pentru că zic că nu avem foarte mult timp, sunt de-abia 2 ani de când s-a constituit asociația. Bănuiesc că unde sunt mai mulți basarabeni acolo? Sunt cam peste tot, în toate orașele sunt, iar asta o demonstrează birourile de vot pentru scrutinul care se întâmplă duminică pe 20 octombrie.
noiembrie s-au deschis mai multe secții ca niciodată în cele mai mari orașe din România. O comunitate foarte mare este la Brașov. Da. Nu știu cum, dar au românii în general cu toți și semănăm foarte mult la acest capitol, au capacitatea asta de a atrage ca un magnet pe cei apropiați sau conexi acolo unde se stabilesc ei și găsesc niște miere cu ghilimelele de rigoare. Da. La Cluj am fost recent, că am avut și noi un mic turneu de promovare a referendumului și a îndemnat lumea să iasă la vot. Am fost la Cluj în weekend, vineri seara, și ne-am întâlnit cu comunitatea de acolo. Timișoara, Iași, bineînțeles, la Iași sunt cele mai multe. Acolo e asimilat atât de mult. Da, corect, e numai, și apropierea. Nu mai simți. Exact. Da, da, da. La Galați, în toate orașele din România, unii au venit la studii, de exemplu, și au rămas după asta găsindu-și un job sau întemeindu-și o familie. Astfel că fiecare, după cum zic, și a găsit mierea, i-a mai atras și pe alții. Vă aflați în Republica Moldova, de fapt, se află într-un moment extrem de important în ultimii 30 de ani și aici mă refer la alegerile prezidențiale și la acest referendum despre care ai amintit și am înțeles că ați avut și o campanie, nu, de promovare. Da, am avut o campanie care a însemnat trei evenimente în București, Brașov și Cluj, cu unul dintre antreprenorii care, pot spune, e un antreprenor care a spart gheața în relația Republica Moldova-România. Domnul Sturza, ex-premier al Republicii Moldova în anii 99-2000. Cu dumnealui am fost în acest turneu, că putem să-i spunem așa, doar cu trei evenimente, ca să povestim despre antreprenoriat și despre ce beneficii aduce comunitatea europeană pentru mediul de business. Pentru că acolo e provocarea. O să ne ajute sau o să ne încurce? O să ne dea ceva sau o să ne reprime din ceea ce avem noi mai drag și mai scump? Care crezi că sunt principalele aturi? Aturile sunt, în primul rând, marea comunitate europeană, pentru care îți spuneam că am venit și noi cu business-ul de dincolo de Prut. Cred că această cifră care trece de 500 de milioane, vorbind de populație, înseamnă ceva. Ori am făcut și noi un business, l-am ridicat, l-am pus pe picioare, am pus toate procesele la punct. Hai să lucreze. Ok, lucrează. Ai luat nișa de piață, te-ai dezvoltat și gata, ai demonstrat, ai luat toate premiile care se poate, dacă vorbim la modul concret. Ești în toate revistele de top. Unde mai departe? Mai departe doar așa, adică doar în creștere de exponențială. Și asta e, mi se pare, cel mai mare atu pe care Uniunea Europeană poate să-l ofere. Creștere exponențială la o piață enormă, unde concurența îl lasă pe cel care are cel mai bun produs să fie primul și nu-l reprimă, dar îl ajută din contra. Îl ajută cu tot ce se poate, cu legislație bine pusă la punct, cu norme și standarde care să îi crească calitatea, cu fonduri care să-i ajute dezvoltarea business-ului, și astea sunt doar câteva exemple. Oarecare de predictibilitate beneficii. Până la da, urmă. Da, 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 exact, exact. Un contract care știi că se va respecta, care știi că va funcționa și tu poți să crești știind că ai unde să-ți desfășori marfa, dacă vorbim la modul foarte concret de a produce sau a crește ceva. Deci da, este fără doar și poate o rețea care e pusă foarte bine la punct și de care doar trebuie să beneficiem. Este înțeles acest mesaj la Chișinău? Și mă refer în principal la mediul de afaceri.
Eu cred că este înțeles, nu în zadar, foarte mulți oameni de afaceri se uită și deja au reprezentanțe sau adus business-ul în România. Avem exemple extraordinar de frumoase din toate domeniile. Nu doar celebrele prune care au fost pe locul 1. Fabuloase, delicioase. Da, mă duc și eu în cel mai apropiat magazin de lângă casă și mă uit, aha... Cred că sunt din Moldova, da, citesc și pe etichetă, cred că numai pentru asta cumpăr 2 sau 3 pachete. Nu doar vinurile bune care ne-au făcut cunoscuți. A fost și festivalul vinurilor moldovenești, exact, în weekend. Exact, am fost, nu știu dacă ai apucat să ajungi. Din păcate, nu, n-am ajuns. Dar mi-a părut rău că, știindu-mi măsura, pot să servesc doar de pe la 5-6 crame. Mai mult era imposibil să ajungi acasă. Am zis că au fost vreo 60 în total. Da, sau ceva au fost foarte, foarte mulți producători. Producători, de altfel, foarte mari, care sunt cunoscuți și poți găsi aproape în orice restaurant din România, dar și crame mici, de familie, unde se face, de exemplu, doar vin roșu monosoi sau unde se fac doar cupaje din soiuri atent selectate, nu știu de care linie, autentic, exclusivă, limitată și tot așa. Deci, alegerea a fost foarte, foarte mare. Care era întrebarea de la care pornisem? Vorbeam despre avantajele aderării la Uniunea Europeană, da, și dacă acest mesaj este cunoscut și la Chișinău de către mediul de business. Se aude, se promovează, se promovează prin, îți spuneam, asociațiile de business care nu sunt puține și care au aceste legături deja foarte bine stabilite cu organizații similare din Uniunea Europeană. Da, nu zic, mai sunt semnale sau tot felul de mișmașuri pe care vor să le facă rușii la modul cel mai direct, prin diverse pârghii. Dar eu cred că, deci vreau să cred că există certitudinea asta printre oameni că pot să aleagă grâul de neghină, că pot să dea la o parte miturile și tot ce se poate aduce sau spune împotriva acestui proces și să se uite foarte atent la avantaje, dar și la exemplul României, care, iată, nu și-a pierdut nimic din autenticitatea sa nici după X ani de când este în Uniunea Europeană, ba mai mult. Cred că exemplele de bunăstare și de schimbări le vedem cu toții, mergem pe ele, exact. Mă refer, da, la drumuri. Până la urmă, ești liber să faci business, absolut, ai acces la resurse, ai acces la tehnologie și, cum ai spus foarte bine, la o piață extrem de generoasă. Da, da, asta e miza cea mare. Cum ajută mediul antreprenorial basarabean, nu știu, diaspora sau tinerii să iasă la vot? Cum îi încurajați, cum îi îndemnați? Noi spunem că în România suntem comunitate, ori afinitatea de neam și limbă e aceea și, nu știu, eu, spre exemplu, după 3 ani n-am simțit foarte multe diferențe în ce ne privește, până și în jurăturile le avem la fel, așa că suntem frați pe bune. Deci noi spunem comunitate grupului de basarabeni. Unii sunt atât de bine asimilați, căsătorindu-se cu cetățeni din toate orașele și zonele României, astfel încât de-abia mai sesizezi că există vreo diferență sau care și de unde a venit. Eu cred că eram în prima jumătate de an în România și cineva m-a auzit și zice: „Voi, dar ce accent drăguț aveți!" Și eu am zâmbit, așa, mulțumesc. Cred că sunteți din Ardeal. Zic, da, de acolo. De la Oradea. De acolo, din Ardeal, da. Cafea. Exemplele sunt de departe cele mai relevante și mă bucur că pentru cei de aici nu trebuie să mai depunem un efort foarte mare ca să-i convingem de ceva.
Ei văd tot ce se întâmplă, ei sunt parte de ce se întâmplă în România, o țară membră UE, repet, și nu mai cred că este foarte... E nevoie de foarte multă muncă din partea noastră ca să-i convingem, te rog să vii sau adică vină, văd avantajele. Important. Văd avantajele, într-adevăr, și le văd în viața lor, de zi cu zi. Le văd în educația pe care o pot da copiilor, în oportunitățile pe care le pot avea în schimburi interculturale în cadrul Uniunii. Le văd în business-urile care se fac foarte ușor și practic nu mai există granițe. O simplă aplicație prin care poți să-ți iei haine la mână a doua, de exemplu, care conectează 3-4 țări din UE și în care ți-a venit comanda peste o zi sau două. Deci ce poate fi mai elocvent ca exemplu decât ce îl doare pe om zi de zi sau schimbările care se produc în fața lui. Și atunci, da, este o oportunitate și eu cred că ei sunt cei care vorbesc cu cei de acasă, părinți, rude, prieteni, parteneri de business și... Asta voiam să te întreb, dacă sunt activi în sensul în care discută cu cei din Republica Moldova și îndeamnă să vină la vot și să voteze. Sunt activi și sunt activi pentru că avem asta în sânge. Nu știu dacă... Dar ai mai interacționat cu basarabeni. Da. Ai văzut. Soțul meu îmi spune uneori. Nu știu, Nadia, parcă ai doar două activități. Cred că te cam plictisești. Mai trebuie una. Sau încă două. Deci suntem foarte activi din sânge, așa, dar și implicarea asta din studenție, voluntariatul. Îți spuneam că există Organizația Studenților Basarabeni cu reprezentanțe prin toate marile orașe ale României, care a educat anume activismul în cei care au rămas ulterior în România, în românii basarabeni care sunt aici și ea... Asta nu scoți cu una, cu două. Deci nu știu ce trebuie să se întâmple. Dar noi acolo suntem. La Festivalul Vinului eram în weekend și cred că la fiecare doi pași vedeam un basarabean cunoscut sau cineva pe mine mă cunoștea. Exact cum ai spus, ai pus accentul pe comunitate și e foarte important. Mă cunoștea și ziceam, păi ne vedem la vot. Zic, da, ne vedem la vot, vă aștept, o să fiu și eu membră, ne-am implicat cu tot clubul basarabencilor în cele trei birouri care sunt în București. Unde sunt deschise? Vor fi deschise în centrul vechi, la Centrul de Soluționare a Contestațiilor. Da. Acolo voi fi eu, deci vă aștept cu mare drag la biroul numărul 1. Și altele două sunt la Autoritatea pentru... electorală, da? Da, la EPE. Tot pe acolo, da. Deci una pe o stradă și cealaltă deci foarte de aproape. Da, da, foarte aproape și, e în centru vechi, da. Păi exact. Venim și după bem aia un ceai mai și apoi... bem un ceai exact. Pe undeva. Așa ne-am dat întâlnire. Afară de asta, mai avem săptămâna asta încă un eveniment, că nu putem noi să trecem oricum lucrurile să se desfășoare. Și se întâmplă joi. Este un concert cu stand-up, dar și cu speech-uri din partea antreprenorilor de aici și de acolo. E o campanie civică pe care ne-am bucurat să o îmbrățișăm. La ce oră și unde? La Teatrul Ion Creangă, la 18.30, Moldova în rând cu lumea. Toți basarabenii sunt așteptați acolo, cu mic, cu mare, cu gașcă, cu familie. Sunt vreo 300 de locuri la Teatrul Ion Creangă. Sper să ne încapă sala pe toți. Ar fi bine să nu, să vină cât mai mulți. Să vină bine, cât mai mulți, da, exact. Aș vrea totuși să te întreb și despre partea negativă. Dacă nu va trece acest referendum, ce crezi că se va întâmpla? Vorbeam despre aceste scenarii și în evenimentele pe care le-am avut la București, Brașov și Cluj. Chiar la Cluj poate mai mult am atins acest subiect. Pentru Republica Moldova este... un pas nu doar decisiv, nu doar hotărător. E un exercițiu pe care noi nici măcar cei 33 de ani de independență, noi nu l-am exercitat de-a lungul istoriei niciodată.
când ne-au luat rușii, tot nu ne-au întrebat dacă vrem, exact. Când ne-au luat ceilalți, tot nu ne-au întrebat dacă vrem, când au venit americanii să influențeze lucrurile, tot nu ne-au întrebat dacă vrem. Deci cumva am fost așa, acel petic de pământ de la Nistru, între vest și est, ce să facem cu el, unde să tragem linia, da, vorba pactului. Astfel că e un exercițiu istoric, poate, în care noi să ne putem spune voința odată, ferm și pentru totdeauna, documentat și avizat cu toate ștampilele care trebuie și apostilele de rigoare. Deci vreau să cred că nu luăm în calcul scenariul în care nu trece acest referendum. Vreau să cred că luăm în calcul doar trecerea lui și cu un scor cât mai mare. Pentru că, de altfel, n-am mai fi noi nația aia care vrea să schimbe, care vrea să se implice, care vrea să se dezvolte, care vrea să demonstreze că are o voce, chiar dacă este aia mică de la Nistru, între două mari puteri, cu un conflict exact, în la graniță, da. Da. Vreau să cred că nu luăm în calcul scenariul negativ, deci îl lăsăm deoparte și încercăm cu optimismul să mergem înainte și... Așa cum discutam o săptămână trecută cu excelența sa, domnul Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, de fapt acest referendum va avea impact și anul viitor la alegerile parlamentare. Va da totuși un ton, să spunem. Bine, și prezidențialele își categoric, vor spune cuvântul, sper. Însă, eu sper să fie și o schimbare de forțe, dacă pot să mă exprim așa, în Republica Moldova. Nu vreau să dau acum foarte multe noțiuni sau păreri, că nu sunt extrem de avizată în domeniul politic, dar sper cel mai mult să descurajeze acele acte și toate tertipurile la care rușii recurg, cumpărând, trimițând... Asta m-am auzit. Cumpără, se organizând cumpără tot felul de prostii la care omul simplu, căruia nu îi ajunge de la o lună la alta, de la o săptămână la alta, din păcate alunecă în tot felul de scheme din astea. Și sunt capcane până la urmă. Da, n-ai ce să le faci, da, decât să arăți că marea majoritate își dorește schimbarea, că se vrea această schimbare, că ea este documentată și, uite, ea aduce cu sine schimbări în mediul politic și, cum ai zis și tu, sperăm o configurație politică favorabilă direcției pe care sper că o alegem asumat și foarte, foarte conștiincios în duminica ce urmează. Gala, deci ai spus în decembrie. O să te invităm. Unde va avea loc? O să te invităm. Vedem. Mulțumesc. Cum aliniem stelele. Da. Am făcut-o anul trecut la Camera de Comerț și Industrie București. Da. Și chiar ne-am bucurat de o atmosferă foarte și foarte caldă și primitoare. Am premiat 10 antreprenoare originare din Basarabia, care și-au adus business-urile aici, din toate domeniile, din frumusețe, din avocate. Stai că mă am dezvoltare IT, nu? Personală, IT, da, am avut foarte multe domenii, bineînțeles, vinificația și... Apropo, să-ți mai spun un lucru care dăunează siluetei, da, ia naibii de bun, basarabencele fac cele mai bune deserturi. Așa este. Am gustat, într-adevăr, atunci... și toată gastronomia de acolo este fabuloasă și... Da, sunt gusturi autentice. Exact. Care sper să se păstreze așa și să certifice această carte de vizită pe care o are Republica Moldova lângă paharul de vin bun și mâncarea. Mai avem 30 de secunde, așa că te rog un îndemn pentru cetățeni,
pentru referendum? Păi cred că l-am tot spus în această discuție. Personal vă aștept la biroul de vot și mă bucur că suntem implicați atât de plenar și de bine ca să organizăm acest proces duminică, 20 octombrie. E, practic, ziceam, decisiv pentru poporul nostru să își hotărască direcția acolo unde știm noi că trebuie să meargă după toate exemplele bune pe care le-am trăit și le-am văzut. Nadia, Darie, mulțumesc mult și te mai aștept la Sfera plăcere. De Interes. Mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Continuați să urmăriți programele Canal 33. Urmează Marius Tucă Show. Seară bună!